Sunt Giubega Gheorghe Florian. Am 33 de ani. Candidez la primăria municipiului Sibiu din partea Partidului Social Democrat. Una dintre cele mai mari probleme cu care ne confruntăm în Sibiu este lipsa de creșe, grădinițe sau școli. Un proiect foarte important pe care îl voi implementa este construirea de unități de învățământ în cartierele unde avem nevoie. Nu avem suficiente parcări în Sibiu. Un proiect important pe care l-am în vedere este acela de a construi noi spații de parcare dimensionate, astfel încât să acopere necesarul în fiecare zonă din Sibiu. Un alt proiect pe care l-am în vedere și aduce o mulțime de beneficii este cel de montare a tuturor cablurilor în subteran. Un proiect început și finalizat pe 5 artere în Sibiu de colegul meu Bogdan Trif. Părinții și bunicii noștri sunt cei care cu sacrificii ne-au crescut și merită toată atenția noastră. Un proiect adresat lor este cel de amenajare în cartiere a spațiilor de recreere și socializare. Un alt proiect adresat seniorilor noștri și pe care l-am în vedere este cel de înființare a unui centru dedicat lor și a persoanelor fără adăpost, centru care va avea și servicii medicale, respectiv spații de cazare, activități recreative sau socializare. Sportul înseamnă educație. Domeniul sportiv în Sibiu necesită investiții majore. Așadar, un proiect pe care l-am în vedere este cel de înființare a unui club sportiv care să fie finanțat de bugetul local și elevii să poată practica gratuit un sport la cel puțin 5 discipline sportive. De altfel, un alt proiect sportiv este cel de înființare a unui centru pentru recuperarea sportivilor de performanță. Tot mai mulți tineri aleg să părăsească Sibiu. Ce facem în rezolvarea acestei probleme? Unul dintre proiectele mele adresate lor este de atribuire de parcele de teren gratuit în vederea construirii locuințelor. De altfel, este necesar și un centru, un hub educațional în care aceștia să poată participa la activități de voluntariat pentru dezvoltarea profesională sau personală. Sibiul trebuie să devină cel mai important punct de atracție turistică din țară și nu numai. Proiectul meu prevede modificarea târgurilor de Crăciun, respectiv de Paște, crearea unui aquapark, a unui patinoar, promovarea valorilor sibiene, a arhitecturii sibiene și a multor locuri frumoase din frumosul nostru Sibiu. Traficul din Sibiu este îngreunat, fiind liber doar seara. Unul dintre proiectele mele care prevede decongestionarea traficului este acela de a monta un sistem inteligent de monitorizare a traficului, și anume montarea senzorilor piezoelectrici în covorul asfaltic, respectiv camere de monitorizare a traficului. Sibiul are nevoie de un suflu tânăr. Vă aștept alături de mine în 9 iunie.